ziua, bine ați venit la ședința Consiliului Local, de astăzi 28.12.2019. Începem prin a supune la vot procesul verbal al ședinței precedente și dacă sunt discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate, nu? Trecem la ordinea de zi. Avem 8 puncte la ordinea de zi și plus un punct suplimentar. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020-2021 de pe raza administrativ-teritorială a orașului Slănic Moldova. Acesta este punctul suplimentar și îl supunem la vot, dacă sunteți de acord cu punctul suplimentar. Cine este pentru? Împotriva, abține, nu sunt. Supunem la vot și ordinea de zi. Acum vom supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Începe cu punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului de investiții restaurare, clădire casino, în vederea amenajării unui centru cultural în orașul Slănic Moldova, Petru Bacău. Inițiatorul numit Baciu Gheorghe, primarul orașului. Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local, ultima de altfel pentru anul acesta. Sper ca încetul cu încetul localitatea noastră se dezvolte pe principii sănătoase și pentru a face această dovadă am inițiat acest proiect de hotărâre. De fapt, punctul numărul 1 și punctul numărul 2 se referă la expropriere. Legea ne permite, având în vedere că acest casino, de fapt, îi se spune casino, clădire casino, dar este centrul nostru cultural, este a funcționa și biblioteca acolo și toate activitățile legate de artă, de cultură, de manifestări, de tot felul, s-au legat de această clădire. Clădirea casino nu este pentru jucat la ruletă, ea este pentru a desfășura anumite evenimente, anumite activități culturale, artistice, de altfel este și clădire monument istoric. Dacă până acum nu am reușit să facem acest pas, el trebuia făcut mai de mult, având în vedere și litigiile, dar având în vedere și speranța noastră că proprietarul va pune în funcție această clădire și poate am fi reușit să coabităm, să împreună să existăm. Noi avem respect pentru proprietatea privată, el își va primi banii conform evaluării care se face. Deocamdată eu vă supun atenției să pornim pe acest drum. Acest drum înseamnă că după ce sperăm să primim acordul dumneavoastră, vom face evaluarea clădirii făcută de un evaluator autorizat. De fapt, documentația tehnico-economică îi spune, conform legii, care include și costurile pentru punerea în funcție acestei clădiri. Ele pot fi separate sau pot fi la un loc în funcție de culoarul de finanțare pe care îl vom accesa. Noi sperăm ca foarte curând să putem desfășura activități în această sală de spectacole, o sală de altfel care a dus renumele stațiunii noastre în țară și peste hotare. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Nu sunt întrebări. Trecem la avizul comisiilor. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare, sisteme, distribuție, ape minerale, terapeutice, Slănic Moldova, județul Bacău, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. După cum știți, în octombrie 2017, primăria Slănic Moldova a obținut licență de explorare pentru apele minerale, pentru 9 din cele 11, 10 izvoare de altfel, că trebuie să te descărnim între aici, 9 din 10 izvoare de, care practic la momentul acesta sunt utilizate. În martie 2018,
am obținut autorizația de explorare și imediat după aceea ne-am îndreptat asupra proprietarilor anumitor terenuri pentru a face înțelegerea cu ei să călcăm pe terenul acela ca să ne luăm probele pentru apele minerale. Din martie 2018 suntem în decembrie 2019, nici acum procesul de bază nu a intrat pe fond. Noi ar trebui să declanșăm procedura ordonanței prezidențiale și am făcut alte artificii, să spun așa, pentru a ne duce licența de explorare mai departe. Având în vedere că în luna aprilie, maxim mai 2020, noi ar trebui să primim licența de exploatare a acestor izvoare și exploatarea lor înseamnă și amenajarea unor puncte de distribuire, îmbunătățirea celor existente, poate, sau construirea unor alte locuri unde această apă să fie distribuită și amenajamentele aferente. Am propus acest proiect de hotărâre pentru că ar fi cea mai rapidă cale pentru reglementarea acestor situații juridice care, de altfel, ar putea încă an bun să tergiverseze prin instanță. Și nu este atât, nu invoc aici că instanța este vinovată sau părtinitoare, ci faptul că proprietarii acestor terenuri și clădiri nu au intenția să cedeze foarte ușor. Adică vor bani foarte mulți și dacă se poate, lună de lună, an de an, să vină acești bani. Acești bani ar trebui să vină de undeva și nu numai, să zicem că am avea de unde să punem acești bani, deocamdată nu am identificat câtă sumă ar fi și ce sumă ar fi și câți ani, dar cel mai grav este că ne-ar frâna aceste insule de proprietate, ne-ar frâna dezvoltarea uniformă a localității și noi n-am putea să punem un proiect care să vizeze toată zona izvoarelor. Respectiv, terenul de la izvorul 1 și 8, la intrare la izvor, terenul de lângă izvorul 1 bis și 10, cele trei butoane de acolo, terenul de la izvorul 5, izvorul de ochi parțial, izvorul 14, izvorul 15 și casa de apă, cum îi se spunea cândva, acolo unde, lângă Mofetă, nu clădirea de la Mofetă, lângă Mofetă este o clădire care a fost utilizată pentru distribuirea apelor minerale de la Sălin Moldova, celor 5 izvoare importante, nu? De la intrare. Și noi ne gândim că dacă vom reface sistemul de distribuire vechi pe viziunea din anii 70, atunci am avea nevoie de această clădire. Dacă nu, o să o folosim pentru un laborator, având în vedere că avem nevoie de un laborator unde să aceste ape minerale trebuie testate periodic conform legislației în vigoare. Respectiv, pașii sunt aceiași, vom evalua cu firma autorizată fiecare teren și respectiv această clădire și vom veni la dumneavoastră cu propunerea concretă de a expropria. De data aceasta, acești bani ne propunem să-i punem de la bugetul local, având în vedere că avem prevăzuți în anul viitor, avem de unde să punem acești bani. Care este avantajul? Imediat ce am virat în contul proprietarilor acestor terenuri și clădiri, am virat banii, a doua zi intrăm și putem să punem proiecte, suntem proprietari de drept. Ei nu își pot exprima autoritatea, adică să ne frâneze accesul. Și asta înseamnă că dacă reușim până în aprilie mai să finalizăm acest parcurs, atunci imediat ce obținem licența de exploatare, vom putea gândi un proiect frumos de amenajare a acestor izvoare și licența de exploatare se dă pe 20 de ani, posibilitatea de prelungire, adică avem o perspectivă, vom avea o perspectivă mult mai stabilă, mult mai bună despre dezvoltarea acestor izvoare. Dacă sunt ceva întrebări. Dacă nu, avizul comisiilor? Favorabil. Ce este pentru? Se abține cineva?
Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Sanitarizare din subordinea Consiliului Local al orașului Sălnic Moldova, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Aici, dacă sunt întrebări, am discutat în comisie. Am discutat la comisie, dacă cineva vrea să... Dacă are cineva ceva de spus, dacă nu, avizul comisiei. Favorabil. Cine este pentru? Abțineri. Mulțumim. Trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitude în favoarea SECE Delgaz Vâlii de Sat Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrării de investiție, branșament, gaze naturale, presiune redusă, beneficiar cel Mare Andrei. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primar de orașul. Nu cred că are nimeni nimic de spus. Branșament de gaz. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit al dreptului de uz și servitude în favoarea SECE Delgaz Grid S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrării de investiție extindere, contorizare inteligentă cu automatizare, rețea de joasă tensiune și integrare SCADA din zona urbană județul Bacău. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă sunt discuții? Modernizarea sistemului de distribuire a gazelor. Sper să avem un... S-a discutat în... Da, s-a discutat în comisie, nu sunt... Avizul comisiei, mă. Favorabil. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumim. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temelor de proiectare pentru realizarea obiectivului investițional, reparare și reabilitare poduri situate în Slănic, Moldova, județul Bacău. Inițiatorul economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, aici aș face o precizare pentru cei care urmăresc materialul filmat. Este vorba de reabilitarea practic a tuturor podurilor care sunt în administrarea noastră, în proprietatea noastră, pe Stălin Moldova și construirea unor poduri noi. Respectiv, dacă începem din Amonte, trebuie să desfințăm vechiul pod de la intersecția cu Pufu, pentru că dă să cadă și ar pericita puternic stațiunea noastră. Cele două poduri de pe strada Dobru, podul din fața Institutului de Balneologie, care este închis de mai bine de 10 ani, este foarte urgent să facem acest pod, este și accesul către serviciul nostru de situații de urgență, către echipa de pompieri. Urmează podul de la piață, podul de la brutărie, podul de la Biserica Catolică, podul de la Cimitirul Eroilor. Toate aceste poduri nu au fost reabilitate în ultimii 30 de ani. Majoritatea dintre ele sunt construite în anii 70, respectiv și sprijinul lor, culeile și zidurile de sprijin, dar și zidurile din Amonte și din Aval trebuie refăcute. Mergând mai la vale, ne propunem să facem un pod nou pe strada Primăverii. Este un pod făcut acolo de cetățenii din zonă, dar acolo trebuie, pentru că sunt și pensiuni și locuințe, trebuie refăcut. Podul de la Stroiu are același regim, chiar dacă ele în aparență stau bine, necesită refaceri, consolidări. Mergând mai la vale, avem podul de pe Cimpu, podul artizanal, de altfel făcut de cetățeni, tot așa de foarte mulți ani. Mai la vale este podul de la Dumii, din față de la fostul garaj al IBC-ului. Noi spunem podul Dumii, dar este pod către toată zona de acolo. Podul de la Biserica Ortodoxă, din fața Bisericii Ortodoxe din Cerdac, de la cooperativă, cum îi spunem noi. Podul de la școala din Cerdac, la Ciușmea, acolo, podul acela tot la fel făcut de cetățeni cu ani în urmă și cu zeci de ani în urmă și ăla trebuie să-l facem și pentru tonaj greu, adică anumite poduri vizează accesul mașinii de pompieri care înseamnă 30-35 de tone și cam astea sunt podurile pe care le vizăm, urmează studiul de fezabilitate și foarte curând sper să obținem finanțare și să le reabilităm. Dacă sunt discuții? Dacă nu, avizul comisiei. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate.
Vă mulțumim. Trecem la punctul numărul 7, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale cu aplicare de la 1 ianuarie 2020. Inițiatorii Columbus Baciu Gheorghe, primarul orașului. Domnul primar? Da. În principal, pentru persoane fizice, nu sunt modificări substanțiale. Vreau să vă să transmit dorința noastră de a, în principal pe partea de salubritate, taxa de salubritate a fost redusă cu 1 leu de persoană pe lună, cu scopul de a crește colectarea selectivă. Am reușit să distribuim la fiecare familie acele pubele necesare de altfel pentru colectare selectivă. Toate familiile au cel puțin 2 pubele. Respectiv, avem condiția să creștem gradul de colectare selectivă. De altfel, este obligația noastră față de Uniunea Europeană, obligația guvernului care se transferă către localități. În fiecare an trebuie să creștem cu 20% colectarea selectivă. Noi sperăm ca acest lucru să fie încurajator pentru populație și cetățenii noștri să înțeleagă că numai făcând o colectare selectivă vom putea menține taxa. Anul acesta chiar am redus-o. Taxa de salubritate. Este un prim pas făcut în întâmpinarea dorinței cetățenilor. Am avut la dezbatere publică, am discutat și ei sunt bucuroși. Orice cetățean este bucuros să se reducă taxele. Dar este important să vedem cum se va comporta cetățeanul nostru în 2020. Pentru că la sfârșitul anului 2020 va trebui să ia în calcul cum se închide anul 2020 din perspectiva veniturilor și a cheltuielor. Și dacă continuăm să aruncăm și pământ și alte vegetații sau alte deșeuri care ar putea fi ori compostabile în fundul grădinii, ori reciclate, nu? Atunci lucrurile nu pot să evolueze în sensul acesta. În întâmpinarea acestei decizii am făcut și o investiție foarte curând, o să vedeți circulând mașina, am cumpărat o mașină de 3,5 tone special pentru colectarea deșeurilor reciclabile. Această mașină va putea ajunge chiar mai des decât programul obișnuit, în așa fel încât carton, hârtie, sticlă, plastic să fie colectate și sortate și duse foarte... Majoritatea cunosc că aceste materiale reciclabile, odată predate, costă mult mai puțin decât deșeurile menajere. Alte decizii majore nu sunt în bugetul pe anul viitor. Taxa specială a rămas la nivelul taxei din 2019. În schimb, ne propune să avem o colectare mult mai bună. Suntem mulțumiți, vreau să vă spun că în 2019 am depășit chiar cifra estimată a fi colectată la începutul anului. Dar, având în vedere că stațiunea a fost cu un grad de ocupare mult mai mare și veniturile la bugetul local din taxa specială trebuiau să fie mai mari, dar asta o să o reglăm pe parcurs. Între 2018, față de 2018, suntem mulțumiți cum au evoluat lucrurile și hotelierii noștri au înțeles că numai unind eforturile noastre vom reuși să avem o localitate mai frumoasă, să avem bani pentru explorarea izvoarelor, pentru întreținerea zonei izvoarelor, pentru evenimentele din parcul stațiunii, pentru înfrumusețarea stațiunii. Acești bani sunt foarte bine chipzuiți și apropo de ce se comentează, vreau să vă spun despre patinoar. Deci patinoarul nu ne costă 130.000 de lei cum se vehiculează mincinos în media. Au preluat din ședința pe care dumneavoastră, când noi am aprobat să aducem patinoar, am spus, doamne, aprobați și suma de 130.000, că s-ar putea să nu avem o altă propunere și să trebuiască de dragul patinoarului să cheltuim, dar oricum nu aveam banii ăștia. Au preluat de acolo mincinos
aceea rubrică și au promovat-o că noi cheltuim 130.000. Este exclus, vom cheltui doar curentul și apa. Apa este aproape 1.000 de lei și curentul încă nu știm cât este, că dacă o să fie minus 20 de grade, curentul este foarte puțin, dacă o să fie 10 grade, curentul o să fie, pentru că trebuie gheața se păstrează cu curentul de curent. În orice caz, acești bani nu puteau fi utilizați decât pentru promovarea localității, cum am promis. Cheltuiala cu patinoarul este susținută din taxa specială. Și în fiecare marți, apropo, poate nu auzit cetățenii noștri, în fiecare marți este intrare gratuită la toți elevii de pe Valea Stănicului. Vă încurajez, punem microbusul școlar la dispoziție, să vă lăsați copiii să vină să învețe, să facă un sport. Patinajul este un sport, dar este și foarte recreativ. Cam astea sunt impozitele, au crescut puțin în stațiune. Noi considerăm că, având în vedere creșterea de turiști și hotelierii noștri sunt din ce în ce mai profitabili, nu? Firmele încheie anul financiar foarte bine, avem semnale în acesta, unii recunosc, alții nu recunosc, dar noi știm ce se întâmplă în localitatea noastră și apreciem că, în orice caz, rămânem mai jos decât localitățile din vecini. Și Târgu Ocna, și Moineștiu, și Comăneștiu au impozite 1,5, noi avem 1,4, este de bun simț din punctul meu de vedere. De altfel, anul 2019 a fost un an de succes în ceea ce privește colectarea impozitelor. Este adevărat că am încasat nu de bună voie, de la Perla Moldovei, de la Perla Turism, 640.000 de lei pe final de an și am reușit să închidem anul foarte bine. Sperăm ca acest mod de lucru, de gândire, să se păstreze și în anii următori, în sensul în care să cheltuim mai puțin decât încasăm și să avem bani pentru diferite investiții, pentru diferite proiecte. Din păcate, nimeni nu ne dă bani pentru studii de fezabilitate, pentru proiecte tehnice de multe ori, spre exemplu, proiectul tehnic de la amenajarea parcării și a acestei piațete din fața primăriei, nu este eligibil la Ministerul Turismului pentru a fi finanțat. Respectiv, am pus de unde am avut și am plătit aceste proiecte. De asemenea, investițiile pe care le-am făcut în reabilitarea rețelei de apă și anumite proiecte pentru reabilitarea drenului, investiția de la Cireșoaia, de la bazin, de stația de pompare, care imediat după 8 ianuarie o să fie, mai facem niște probe și o să funcționeze. Și alte nevoi ale comunității nu pot fi făcute, nu putem să ne dezvoltăm localitatea fără a avea acești bani. Anul acesta am investit pentru, deja s-au achiziționat la ISU, echipamentele necesare conform legii pentru a funcționa acest serviciu. Nu putem să lăsăm să fim în afara legii. Dacă legea spune că trebuie să dotăm serviciul de situație de urgență cu echipamentele respective, noi am făcut acest lucru, le-am achiziționat și ele vor corespunde conform legislației, conform cerințelor actuale. Eu aș vrea să închidem acest capitol cu, dacă aveți ceva întrebări despre impozite și taxe, pentru că după aceea la final mai vreau să mai spun câteva diverse. Se scrie cineva la cuvânt? Dacă nu, avizul comisiilor. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumim frumos. Trecem la punctul suplimentar. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020-2021 de pe raza administrativ-teritorială a orașului Sfânt Moldova. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Da, aici am avut discuții personal cu doamna inspector general, cu doamna conducerea Consiliului de Administrație al Școlii.
am obținut ca pentru anul școlar următor, septembrie 2020 și până în vara lui 2021, să se suplimenteze cu o grupă de grădiniță la grădinița cu program prelungit la Mărunțica, respectiv. Mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în acest proiect. A fost pornit acum 2 ani cu doamna Tudoreanu, care este și consilier local și a avut o susținere, dar astăzi el se dezvoltă. Avem 5, vom avea în urmitor 5 grupe de grădiniță, 2 la Cireșoaia cu program normal și 3 la Sănic cu program prelungit. Respectiv, vom continua să susținem 50% din hrana pentru acești copii, vom mai amenaja încă o sală de clasă și vom reuși să facem o educație sănătoasă la Sănic Moldova, pentru că e normal ca un copil preșcolar să fie educat în condiții de secol 21. Am reușit să facem și alte investiții la școală. Deja s-au înlocuit centralele termice vechi de 20 de ani, energofage și care nu asigurau nici din punct de vedere al eficienței energetice, dar nici din punct de vedere al siguranței încălzirii acolo. Tot timpul trebuia acționat să se repornească pompele și nu știu ce alte manevre. Vom reuși în vacanța asta să reabilităm și parterul de la școala de la Sănic. Nu vreau să mă opresc în zona asta, dar educația este prioritară pentru noi și vă asigur că în felul acesta, în câțiva ani, o să avem copiii din ce în ce mai pregătiți și în localitate sau în afara localității să ne reprezinte cu cinste. Dacă sunt discuții? Vis-a-vis de discuția abordată anterior de doamna Tudoreanu cu denumirea grădiniță cu program normal sau cu program prelungit, cred că ar putea sau am putea să prindem un amendament în cazul în care familiile copiilor solicită grădiniță cu program prelungit să se poată trece dintr-o dată fără alte, știu eu, activități dintre astea de birou la o grădiniță cu program prelungit. Da. Ea se numește grădiniță cu program normal, de fapt. Avem școala gimnazială numărul 1 din Moldova, am zis, scuze, UPJ, să avem școala numărul 2, arondată, iar ca grădinițe să avem grădinița cu program prelungit Mărunțica și grădinița cu program normal și numărul 2 Cireșoaia. Da, supunem la vot atunci acest amendament. Dacă îmi permiteți. Toate discuțiile au fost în sensul acesta în care domnul consilier Cotescu le-a enunțat. Adică vom avea 3 grupe de program prelungit la Sănic Moldova. Nu lăsăm la voia întâmplării programul normal. De ce? Am făcut acest lucru acum 2 ani și împreună cu doamna Tudoreanu am constatat ce înseamnă ca un copil să plece la 12 și celălalt să rămână. Mai mult, la ora 10, unii primeau gustarea de ora 10, alții se uitau. Adică nu este bine, ar trebui să facem în așa fel încât să pornim din start cu program prelungit. Educația la program prelungit este mult mai consistentă și copilul pleacă acasă și educat și cu hrană, cu toate celelalte avantaje. Și atunci, noi asigurăm microbuzul de la Cireșoaia, de la Pot Petrol până la Sănic pentru program prelungit, în sensul în care aș vrea să sunt foarte de acord cu amendamentul dumneavoastră, dar este în consensul în care am discutat noi. Aș vrea ca în răspunsul, să-mi dați acordul, ca în răspunsul pe care o să-l dăm inspectoratului școlar, să comunicăm că grădinița de la Sănic Moldova Mărunțica va fi cu 3 grupe cu program prelungit. Noi ne angajăm să amenajăm sală de clasă, pătuțuri, ce mai trebuie, să investim acolo, în sensul în care să nu mai fie acum sunt 28 de copii la o grupă, 20 de copii la altă grupă, să avem 18 copii la fiecare grupă, în sensul în care se va face și o educație mai de calitate. Un echilibru la nivel de număr de elevi. De număr de elevi. Noi avem 98 de copii care vor fi anul viitor la grădiniță. Ei pot fi distribuiți pe 5 grupe, la limita pragului minim de 18 copii pe grupă și atunci calitatea educației va fi
mult mai bună. O să avem 6 cadre didactice la Stănii Moldova, la grădiniță. Acum 3 ani de zile era un singur cadru didactic. Așa, pentru comparație, da, cu 30 de copii, cu 32 de copii, cum puteai să-i duci și grupa mică, și grupa mijlocie, și grupa mare, toți la un loc. Oricât de performant educator ar fi greu. Mulțumesc celor care m-au susținut și au avut încredere și la momentul acesta, cu mândrie, vă spun că suntem pe un drum în care educația de Stării Moldova deja se simte că este mult mai... condițiile de educație sunt mult mai bune. Da, supunem la vot atunci acest amendament. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumim. Aș vrea să mă înscriu cu un punct la diverse, dacă se poate. Să votăm și acest punct suplimentar. Avizul comisiilor pentru punctul suplimentar. Favorabil. Cine este pentru? Împotrivă. Mulțumim frumos. Trecem la ultimul punct, diverse. Da. Din ce am înțeles, există o problemă la bazinul din Cireșoaia, la Tudoreanu. S-au făcut acolo niște îmbunătățiri la sistemul de apă. Și din 2006 s-a luat terenul de la o familie, constat eu într-un mod abuziv. Sau nu știu, intabulat așa, fără să se întrebe pe nimeni, sau există un proprietar acolo, dacă s-ar putea să le dăm un teren în schimb, să fie echivalent. Da, adică... vă răspund imediat, domnul consilier, este o problemă, hai să spunem, un subiect care circulă foarte mult pe rețelele noastre mass media. Mă bucur că mi-ați pus această întrebare, pentru că chiar voiam să... dar și o propunere să o clarificăm cu partea. O clarificăm foarte repede. În 2006, când s-a făcut creditul prin care s-a modernizat rețeaua de apă pe Valea Stănicului, în loc să atragem fonduri europene care erau gratis, s-a făcut credit pe care îl vom plăti până în 2025. Adică mai avem încă 5 ani de plata unui credit prin care s-a făcut această rețea de apă și s-a îmbunătățit și bazinul de la Cireșoara. Atunci, ca să se obțină finanțarea și autorizația de construire, trebuia ca acest teren să fie al primăriei. Da? Respectiv, a fost atestat de către Consiliul Local la vremea respectivă ca teren al primăriei Stării Moldova. Am înțeles că pe baza documentelor date dinainte de 89 de către proprietarii de teren de acolo, familia Tudoreanu, către primărie. De atunci și până acum lucrurile au mers în regulă, în sensul în care familia Tudoreanu, dar și alții din zona, au beneficiat de apă gratuit. Ceea ce pentru familiile care au avut acest teren mi se pare măcar, corect, da, măcar o echitate socială, dacă nu din alte puncte de vedere, da? Dar pentru celelalte familii care s-au lipit pe conducta veche de apă gratis, nu mi se pare totuși o echitate. Noi ce am făcut? Când am modernizat bazinul, am găsit niște șaibe, le-am și pus publice, niște șaibe, niște table puse în vane pe conductă, pe interior, ca să obtureze practic distribuirea apei către toți cetățenii din Cireșoaia și să favorizeze un grup restrâns de cetățeni. A trebuit să eliminăm, bine, s-au schimbat toate vanele, s-a pus grupul de pompare, s-au făcut niște investiții. Pe termen scurt, i-au rămas fără apă. Ceea ce este nedrept, în sensul în care, cel puțin pentru familia Tudoreanu, care este proprietarul acelor terenuri, trebuia să asigurăm, dar din punct de vedere tehnic nu am putut acum. Da. Am dat câteva zile, am luat-o, în fine. Acum, prin comparație, sunt familii pe Oituți care nu au avut apă niciodată sau foarte puțin din 2006 sunt 13 ani, da? Și nu au avut apă. Alții nu au apă de o săptămână sau au avut câte puțin în fiecare zi. Vor avea apă toți cetățenii din Cireșoaia. Acest proiect este în curs de derulare. Firma se întoarce pe 8 ianuarie la muncă și sistemul de pompare va funcționa după un program pe care o să-l stabilim împreună,
care va fi corelat și cu debitele de precipitații. Ce trebuie să înțelegem, noi nu am mai avut seceta asta de foarte mulți ani. La momentul acesta, debitul de apă al Slănicului, al acestor izvoare unde vine apa, este foarte mic. Aș vrea să transmit părerea mea de rău familiei Tudoreanu, în special pentru acest disconfort creat, sunt și oameni în vârstă, am discutat personal cu fiecare dintre dumneavoastră, ei m-au înțeles, mai degrabă nu înțeleg cei de pe internet care este situația. Prin comparație pot să vă spun că terenul de la școala din Cireșoaia, pe care este amplasată școala, a fost al bunicului meu. Și eu am bunici și care au teren tot așa. Și nu este, asta, eu n-am revendicat nimic acolo, nici pe partea de educație, pe nicio altă parte. Aș vrea să fim bucuroși că putem să oferim comunității un teren, un serviciu, ceva, pentru că asta este, ar trebui să fie o atitudine de cetățean. O parte să ia și o parte să oferi. Bun. Pentru reglementarea acestei situații, eu vă promit, domnul consilier, că dacă exproprierea a fost abuzivă, atestarea acestui teren a fost abuzivă, atunci vom compensa, vom găsi soluții. Dar, la momentul acesta, așa stau lucrurile. Noi nu mai putem întoarce în 2006, suntem în 2020 deja și vă asigur că nu sunt aici ca să defavorizez pe cineva în favoarea cuiva. Vom clarifica aceste lucruri. Îmi cer scuze încă o dată pentru cetățenii din Cireșoaia, datorită situației create cu apa, încă este foarte greu, această rețea a fost gândită prost, cu secțiuni mult mai mici pe afluenții ăștia care îi pârâu Bradului, Oituz, Nucului, toate străzile trandafirilor, toate străzile afectate au mulți consumatori, spre exemplu pe Bradului sunt 58 de consumatori pe o conductă de un zol și jumătate, adică ea nu a fost dimensionată într-o perspectivă de dezvoltare, de racordare. Dar mai avem o precizare de făcut. Vom și publica, vom da termen până la sfârșitul lunii ianuarie, toată lumea care este racordată fără contor și nu plătește apă să vină să declare, altfel considerăm branșament ilegal. Pentru că, din păcate, acești cetățeni care sunt branșați ilegal, nu plătesc apa, au și niște cișmele prin curte pe care le lasă noaptea să curgă, pentru că el nu plătește apa, da? Și asemenea aspecte trebuie rezolvate. Este responsabilitatea firmei de apă, dar vom aduce extern, vom aduce niște specialiști care vor depista, ne vor comunica și poate nu știți, dar este penal să te racordezi la o rețea de utilități ilegal. Adică nu este o glumă și vreau, indiferent cât de nepopular voi fi, vreau să rezolvăm această problemă din dorința de a fi echitabil față de cetățeanul care plătește și este corect și cetățeanul care încearcă să mai fenteze pe aici, pe acolo, anumite taxe. Este normal să fim solidari, chiar și pe principiul solidarității. Da? El spune cineva, domnul primar, vecina mea fură apă, dar nu cumva să mă spuneți. Asta nu este o atitudine de responsabilitate de comunitate. Doamne, o să fac ce trebuie și foarte repede vom rezolva această problemă. Cu investițiile făcute la stația de apă, cu investiția din primăvară, pe care deja ați aprobat-o, acele stații de filtrare, care sper eu până în aprilie, când vin ploile să funcționeze, vom îmbunătăți. Nu vom rezolva 100%, dar vom îmbunătăți substanțial și calitatea apei și presiunea pe anumite zone unde apa nu ajunge cum trebuie. Da, sper că am răspuns întrebările dumneavoastră. Am și eu câteva pentru diverse. Dacă vă uitați așa, este ultima ședință din anul acesta. Am pregătit aici pentru dumneavoastră un calendar, o agendă, un pix. Avem și noi anul acesta, bucuria că respirăm așa, putem să ne planificăm bugetul. Am închis un an foarte bun, atât din perspectiva proiectelor pe care le-am realizat, dar și din perspectiva economică, financiară a primăriei. Am făcut investiții, majoritatea dintre dumneavoastră le știți,
toate aceste investiții vizează, pe de o parte, reducerea de cheltuieli. Spre exemplu, am casat ARO de la ISU, care consumă 15 litri de, consuma 15 litri de motorină, și avem Duster, care consumă 5,3 litri de motorină. Chiar dacă, în aparență, este o investiție care nu trebuia făcută, în realitate, dacă nu o făceam, tot creșteam și cu reparațiile. Ne-au cerut 28.000 de ron să reparăm mașina asta. Mai trebuia să dăm și 28.000 de ron să mai consume și mult. Am luat decizia să facem aceste achiziții. Acest Duster se va duce la ISU, va deservi situațiile de urgență și acea mașină MCV nouă, pe care o cumpărăm la fel cu un consum redus, va deservi primăria. Alte investiții pe partea de salubritate, le știți, am încheiat un an bun și nu vreau să număr acum toate investițiile pe care le-am făcut și cheltuielile pe care le-am făcut, vă asigur că toți acești bani au fost echitabili și cu oarecare zgârcenie am aprobat aceste cheltuieli. Nu mă mândresc neapărat că sunt prea zgârcit, dar fără să fim chipzuiți, folosesc un termen mai potrivit, nu reușeam să facem această economie. Vom începe anul viitor cu proiecte noi, cu bani pentru investiții pe care deja i-am pus de anul acesta deoparte și știți acest lucru. Și sunt foarte optimist în ceea ce privește anul 2020. Eu vă mulțumesc dumneavoastră, consilier local, pentru că ați fost de acord cu deciziile propuse cu propunerile mele, ați fost de acord cu propunerile mele și ați luat decizii bune. Nu am făcut decât să mă gândesc întotdeauna la gospodărirea acestei localități. Nu a fost ușor, dar încetul cu încetul v-ați dat seama că nu vizăm interesul personal al unei persoane, al unui grup restrâns, ci vizăm interesul localității. Anul 2020 este un an greu, dar un an în care sper, odată cu licența pentru exploatarea apelor minerale, odată cu expropierile astea în care ne punem pe un făgaș de perspectivă sănătoasă localitatea noastră, va fi mult mai ușor de respirat, nu vom mai fi în criză financiară, va fi mult mai ușor să gândim dezvoltarea localității. Vă mulțumesc, le mulțumesc și cetățenilor pentru că ne-au tolerat anumite aspecte care nu au funcționat cum trebuie, încă mai avem de îmbunătățit multe lucruri, dar sper că și dumnealor văd acești pași pe care noi îi facem. Practic, de pe 28 decembrie este exact un an de zile de când mi s-au deblocat conturile. Avem practic un an în care am putut lucra mai risiți. Până acum a trebuit să ne plătim datoriile pe care le-am moștenit. Sper până în luna mai să dăm drumul și la blocurile ANL și mai fac din nou un apel la cetățenii noștri care au copii care locuiesc împreună, au un disconfort, nu au condiții, să vină să facă cerere. Copii tineri, căsătoriți sau necăsătoriți chiar, să facă cerere pentru locuințe ANL. Încercăm să punem în funcție aceste două scări de bloc. Deja s-au achiziționat centrale termice care au fost avariate la inundații. Deja se înlocuiesc și mai avem racordul de curent, amenajarea exterioară și sperăm noi să punem în funcție foarte repede acest obiectiv. Și alte lucruri importante pentru localitatea noastră. Cel mai important lucru este reabilitarea torenților. Deja proiectul este gata, așteaptă să fie trimis la Ministerul Dezvoltării 20 de milioane de ron. 200 de miliarde de lei aproximativ o să coste reabilitarea acestor torenți. Este proiectul prioritar pentru Valea Slănicului, după care, bineînțeles, o să vină și asfaltări și canalizarea pe care toată lumea o așteaptă. Dar mai avem multe de făcut. Suntem pe un drum bun. Vă mulțumesc încă o dată pentru suportul acordat. Îmi cer scuze față de dumneavoastră și de cetățeni dacă ceva nu a funcționat cum trebuie. Dar eu cred că v-ați convins că nu avem aici lucruri de ascuns și că totul este cât se poate de transparent. Să dea Dumnezeu să aveți un an cu bucurii, cu sănătate, cu împliniri și să rămânem în echipă să facem cât mai mult pentru localitatea asta. La mulți ani! La mulți ani! Să ne vedem, să ne facem la an!
La Vâșdeala, Baul. Începem aici cu doamna Tudoreanu.